Echipa de handbal feminin SCM Craiova continuă să se întărească. Cel mai recent transfer al grupării din Bănia a fost prezentat astăzi în cadrul unei conferințe de presă. Este vorba despre o olteancă născută la Vâlcea, Mădălina Zamfirescu, în vârstă de 20 de ani, care a fost adusă sub formă de împrumut de la campioana HCM Baia Mare. Zamfirescu este o componentă națională de tineret a României și poate evolua pe postul de coordonator de joc, dar poate juca și inter. Este un pas foarte important, am venit aici să încerc să ajut această echipă. Este o echipă tânără, pe majoritatea fetelor recunosc că am fost colegi la Centrul Național de Excelență, iar eu sper să facem o treabă bună. Pentru asta am și venit. Nu vreau să dezamăgesc în primul rând și sper din tot sufletul să pot să ajut. Ce te-a În primul rând, sunt și mult mai aproape de casă. Eu sunt din Vâlcea și, bineînțeles, mi-a făcut plăcere să vin în Oltenia. SCM Craiova a mai adus în vara acestui an încă 3 jucătoare de la HCM Baia Mare, tot sub formă de împrumut. Mădălina Zamfirescu va debuta în tricoul echipei din Bănie în meciul de joi de pe terenul formației HCM Roman.